Bună, Leu și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 19-25 septembrie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Leu, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal, iar pentru cei cărora previziunile vi se potrivesc, vă aștept cu drag și la partea bonus. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragii mei, Lei, o săptămână foarte frumoasă, o săptămână magică pentru toată lumea, și o să vă explic și vouă de unde vine magia sau în ce domeniu se întâmplă minunea. Până atunci, discutăm despre un aspect benefic. Soarele, guvernatorul vostru, face un trigon cu Pluton din Capricorn retrograd. Și ce înseamnă asta? Un moment în care Leul. În sfârșit primește acea avansare. reușește să facă rost de niște bani suplimentari sau îți găsești un loc de muncă. Ai o deschidere foarte mare pe zona financiară în această săptămână. Rezolvi ceva important, de ce nu? Apoi, încă un aspect foarte frumos, și anume Venus, planeta banilor și a iubirii face un trigon cu Uranus. Uranus și el retrograd în Taur. Astfel, leul începe să se afirme, începe să aibă parte de tot felul de aprecieri. Poți avansa la locul de muncă, poți rezolva o problemă foarte importantă. Alți lei poate chiar vă gândi serios să faceți o asociere, să semnați un contract Faceți o strategie, faceți un plan, însă atenție puțin dacă e vorba de ceva nou, pentru că e posibil să mai reveniți asupra lucrurilor. Mercur retrograd în balanță în această săptămână până pe 23-24 septembrie, iar asta înseamnă un moment în care leul are ocazia să revizuiască, să reanalizeze puțin relația cu rudele, relația cu anturajul. Poți să-ți reanalizezi puțin strategiile pe care le ai. Comunici mult, dar atenție că e posibil să fii puțin instabil. Da? Acum să spui una, peste o oră să spui altceva, să-ți schimbi ideile. Atenție iarăși pe drumuri, dragilei, în această săptămână, pentru că e posibil să vă răzgândiți sau să vreți să mergeți într-un loc și de fapt vă treziți că ajungeți prin altă parte a orașului. Da? Uh, atenție puțin. Urmează echinocțiul de toamnă, o zi magică, vă spuneam, pentru toată lumea. Data de 23 este foarte importantă pentru tine. Nu uităm că soarele este guvernatorul tău, și echinocțiul de toamnă înseamnă că ziua e egală cu noaptea și înseamnă că soarele intră în balanță și începe sezonul balanței pe scurt, care are o însemnătate mai mare echinocțiul de toamnă. Leul poate cunoaște o persoană importantă. Îți intră o persoană importantă în anturaj sau în sfârșit. Găsești această strategie genială prin care să-ți faci bani, prin care să te afirmi, prin care să spui lucrurilor pe nume. Te poți asocia cu cineva din anturajul tău, bineînțeles, pentru unii dintre voi. Însă, sfatul este să notați acea idee, să o scrieți undeva și să așteptați să vină data de 2-3 octombrie pentru a o pune în practică pentru că dacă acceptați acum sau dacă începeți acum demersurile, vedeți că lucrurile nu vor fi ca la început, se schimbă anumite coordonate, se schimbă anumite reguli, apar tot felul de situații de asemenea. Așa că, dragilor, ce să vă spun? Notați acolo ideea și după 2-3 octombrie tot înainte. Apoi, Mercur continuă retrogradarea în semnul fecioarei și, începând cu data de 23 septembrie până pe 2-3 octombrie, leul trebuie să fie foarte atent la bani. Atenție ce cheltui, atenție ce bani primești, apar tot felul de discuții care țin de bani, tot felul de critici, poate chiar tu începi să vrei o valoare mai mare, vrei să fii mai apreciat, mai apreciată pentru alții e posibil chiar să primiți critici în legătură cu banii, că vreți prea mulți bani sau că nu știu, cheltuiți cât nu trebuie. Încercați să găsiți puțin aici un echilibru. Și foarte important este faptul că leul reușește în această săptămână să închidă o problemă. Da? E o problemă veche, sunt niște lucruri pe care tu nu le-ai văzut da? și pe care acum le poți rezolva. Apare o tensiune pe bani, repet, în weekend, dar pe care o rezolvi cu brio. Hai să vedem ce îți spune și oracolul, pentru că, așa cum îți spuneam, este o săptămână magică. Am ales oracolul arhanghelilor și vreau să văd ce mesaj ai tu. Wow! A ieșit deja mesajul, foarte frumos, nu cred. Deci, leul are următorul mesaj și anume, vindecare spirituală. Foarte frumos! Numerele importante pentru tine. 2 4 22. Foarte important. Arhanghelul Rafael este cel care îți oferă un dar, un cadou și îți transmite așa. Susțin orice proces de vindecare naturală a afecțiunilor trupului tău și a rănilor tale sufletești. Sunt un maestru al regenerării ființei umane. Susțin acțiunile de purificare și de exorcizare. Vezi că îți poți vindeca o problemă care ține de bani, da, iarăși pentru alții lei. Culorile importante sunt verde, auriu, roz, mov, alb și albastru. Foarte frumos. Hai să vedem ce îți spune și tarotul pentru această săptămână. Energia generală pentru tine, pajul de băte. Leul este foarte entuziasmat în această săptămână. Faci niște activități noi care îți plac, care îți oferă multă energie, și de asemenea, văd aici o bucurie pe care o ai în legătură cu o sumă de bani sau în legătură cu independența ta financiară. Prima carte pentru tine, 5 de spade. Leul reușește să rezolve o problemă care ține de un compromis. În egală măsură, ți am spus și la început, atenție pe deciziile pe care le iei, pentru că te poți băga într-un compromis și apoi să te trezești cu niște urmări total neașteptate. În mintea ta, judecata, foarte frumos. Aici e clar că, în unele cazuri. Leul vrea să iasă din această situație de stagnare, din acest compromis. Așa cum spuneam, poate nu ești suficient apreciat la locul de muncă, și acum, în sfârșit, comunici și, în sfârșit, spui lucrurilor pe nume. Foarte frumos. Crești prețul sau mai găsești un proiect sau ai curajul să spui, uite, nu sunt suficient apreciat sau apreciată. Următoarea carte pentru leu, patru de bâte în inima ta, patru de bâte vorbește despre o bucurie pe care o ai, poate să fie vorba de o căsătorie, poate să fie vorba de, să spun așa, de o petrecere în familie, o întâlnire cu o persoană dragăție. Leul vrea liniște, vrea pace. La baza manifestărilor tale, wow, doi de cupe, dragi foarte frumos, să știți, da, doi de cupe reprezintă o întâlnire pe care o ai, o înțelegere pe care o faci, o relație care îți umple sufletul de bucurie. Dacă ești într-o relație, lucrurile funcționează bine în această săptămână, în schimb tu o să reacționezi, o să spui gata, vreau să clarificăm lucrurile, vreau să văd cum stau lucrurile mai departe. Uh, reușești în sfârșit să iei o decizie extrem de frumoasă, extrem de importantă, în legătură cu o relație în care tu te afli. Da? Reușești să finalizezi ceva, poate chiar pe zona profesională, și acest aspect îți oferă, din ce văd eu aici, foarte multă încredere în forțele proprii. În exterior, în sa, o posibilă legătură cu zodia taur sau cu zodia balanță. Împărăteasa vine cu multă abundență. Da? Un proiect care este în desfășurare. Faptul că ai legătură cu o femeie care te ajută mult, poate să fie mama, poate să fie o prietenă. Parcă leul este aplaudat, este foarte bine văzut în această săptămână. Apoi, avem justiția ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, și justiția clar vorbește aici despre faptul că ceva se clarifică în plan personal. Poate auzi de o căsătorie, nu neapărat tu auzi de cineva, o căsătorie, o logodnă, ai discuții da? de genul acesta. Leii care sunt căsătoriți, vedeți că reușiți să rezolvați ceva împreună cu partenerul sau cu partenera. Luați în sfârșit o decizie bună. Justiția îmi spune mie că cineva vrea să clarifice da, un anumit lucru. Mai departe, 5 de băte, ce gândește cealaltă persoană, sau ce gândesc ceilalți. Și aici văd că leul are parte de o săptămână agitată la locul de muncă, dar nu e vorba neapărat de tine. Tu e ca și cum vii și spui, gata, eu vreau asta și cu asta. Și ceilalți se agită, e normal, da? Tu ești foarte hotărât. Sau hotărâtă. Știi ce vrei, adică îi pui punctul de vedere. Doar că în momentul în care vei deschide acel subiect, să știi că vei crea agitație în, în zona profesională. Poate chiar discutăm de concurență sau de anumite provocări care pot apărea și îți spuneam eu că pot avea legătură cu actele. Deci, atenție puțin pe așa ceva, dragi mei. Bun. Dragilor, uh, Acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă invit și la partea bonus dacă doriți din comunitatea acestui canal și nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like și astfel sunteți primii care aflați atunci când apare o previziune. Și de asemenea vă invit la filmările pentru luna septembrie, încă mai avem din această lună, mai urmează evenimente frumoase și de asemenea vă invit și la filmarea pentru Mercur retrograd, că o să mai avem parte de evenimente. Vă invit și la filmarea pentru Venus în fecioară. Venus este pe Casa Banilor. Vedeți acolo ce vă ajută, ce vă încurcă. Am vorbit deja în filmarea dedicată lui Venus în, în fecioară. Vă îmbrățișez și vă doresc să aveți parte de o săptămână cât mai frumoasă.